năzdrăvăniile lui Păcală, pielea năzdrăvană, poveste populară prelucrată de Iosif Nădejde. Satul în care se așezase Păcală era plin de oameni răi și gâlcevitori și Păcală nu se avea bine cu ei. Nu e vorbă că nici el nu se lăsa de pozne, că dacă o apucase așa, așa o ținea. Neavând unde să-și pască vaca, păcală o păștea pe furiș pe izlazul oamenilor. Azi așa, mâine așa, oamenii prinseră de veste și îl căutară ca să-l împiedice, punându-se la pândă, dar hoțul de păcală cum făcu, cum drese, că nu fu chip să-l prindă. Dacă oamenii văzură că nu pot să-l prindă, se sfătuiră între ei și, într-o zi, când păcală se duse după treburi, îi luară vaca, i-o împărțiră carnea, iar pielea i-o aruncară pe gard. Întorcându-se păcala acasă, nu mai putu de negați văzând ce-i făcuseră oamenii, dar nu zise nimic. Luă pielea de pe gard și plecă cu ea la târg să o vândă, ca barem cu atâta să se aleagă de pe urma vagii. Târgul însă era departe și, până să ajungă, în noptă. Cum era și trudit, păcală se gândi să rămâie peste noapte la casa unui om. Se îndreptă deci într-acolo și încercă la ușă. Dar ușa era încuiată. Văzând așa, crezu că omul nu e acasă. Nu face nimic, își zise păcală. Vremea e frumoasă, am să dorm pe claia de fân. În curte era o claie cu fân. Păcală găsi o scară, o rezemă de claie și se sui tocmai ok în vârful ei. Când colo, ce să vezi? Pe deasupra oblonului de la fereastră văzu lumină în odaia casei. Omul nu era acasă, iar nevastă sa poftise la masă pe cum mătrăsul, că să ținea cu el. Și era o masă mare și îmbelșugată cu un purcel fript, cu plăcinte, cu pale în cu o ploscă de de vin. Dar n-apucă bine să se așeze la masă când iată că sosește acasă bărbatul și bate la ușă. Nevasta, care nu se aștepta să se întoarcă așa curând, sări în sus desperiată, luă purcelul și-l ascunse cuptor. Plăcinta o aruncă sus pe cuptor, plosca o puse în firidă, iar pe cumătru îl ascunse iute într-o ladă sub pat. Pe urmă, deschise ușa. Cum intră bărbatul, hop și păcală, care în vremea asta se coboruse de plec claie după ce văzuse tot ce făcuse nevasta. Păcală se rugă să-l găzduiască și pe el peste noapte și omul primi bucuros. Pe urmă, gazda ceru să le dea de mâncare, dar femeia, prefăcută, nu se îndură de bunătățile pregătite pentru ibovnic și le spuse că n-avea decât mămăligă rece și ceapă. E, cum se nimerește, răspunse păcală, numai să ne vedem gura la o parte. Se așezară la masă, dar lui păcală îi lăsă gura apă la gândul bunătăților pe care le văzuse. Cum sta pe scaunul în care își pusese pielea, se aplecă spre ea, ca și cum ar asculta ce spune, și apoi îi zise, ca și cum i-ar fi răspuns ei. La, să nu face nimic, nu e treaba ta, de ce să cârtim, calul de dar nu se caută la dinți, bine că se găsi și atâta. Bărbatul îl privi mirat și nu știa ce să creadă. Dar ce e omule?" întrebă el. Cu cine vorbești?" Ei, cu pielea asta." răspunse păcală. E o piele năzdrăvană, descântată de șapte babe, știe tot și vede tot. Și ce spune? Ei, ea, se amestecă și ea unde nu-i fierbe oala. Zice că de ce mâncăm mămăligă rece cu ceapă când sunt atâtea bunătăți în casă? Ce bunătăți? întrebă omul mirat pe când nevastă s-a îngălbenise. Păcală, plecând iar ureca spre piele și prefăcându-se că vorbește cu ea, răspunde. Ia auzi că un cuptor și că e un purcel fript. Fuci încolo, zise bărbatul râzând, că nu e niciun purcel. Dar, căutând în cuptor, dete peste purcel și rămase cu gura căscată. Mare comedie și asta, zise el. Și mai spune pielea că pe firidă e o ploscă cu vin, că sus pe cuptor sunt niște plăcinte și că Necuratul, sub chipul cu s-a furișat în casă și s-a de ascuns în lada de sub pat. Cumatrul, auzind acestea, sări din ladă, dete buzna la ușă și deschizând-o o tulica o săgeată. Bărbatul, după ce își făcu cruce, crezând că e, ducă se popusti, întinse mâna pe cuptor, găsi plăcintele, căută un firidă și află posca și apoi se așezară cu toții la masă și o spătară în lege. Numai nevasta săraca înghițea cu noduri. După ce mâncară, omul se dete pe lângă păcală și început să-l descoase că de unde are pielea cea năzdrăvană și dacă nu-i o vinde lui, Păcală nu zise ba și la urmă se învoi să vândă pielea cu o sută de galbe încât avea creștinul bani puși de parte. Iar păcală, după ce se odihni bine, până la ziua, luă banii și se întoarse acasă mulțumit. Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!